existați o legătură între vilele romane și sărbătorile? Muzeul de la Platină și are abilități de cercetare în toată zona. Interesant. Da. Da? Zicea că e singurul acreditat. Și a descoperit învățătorul ăla care a făcut muzeul acolo. Nu știu muzeul, restul nu mai nimic. Și intitulatura Muzeul Județean de Etnografie. La ei scrie Muzeul Banat Montan. Okay. Da. Și nu văd că nu s-a filtrat, nu știu ce Dumnezeu fac. Mulțumim. Expoziție. Da. Care? Da, pe expoziție. Pe pictură de... Expoziții cu... Și aici expoziții. Faci cu patrimoniul tău sau aduci? Aduci. Aia nu e expoziție. A, facem și noi. Aducem, dar acum vinerea viitoare avem o expoziție de arme, cu scăzire culturii pe 10. Ne avem de la trăcul de săgeată până la ultima pușcă. Cele mai importante și dese expoziții, dar zic așa, sunt cele de pictură pe care le fac. Artă plastică. Bravo lor, ne-am luat-o înainte. Chiar astăzi am avut o expoziție cu Muzeul Ororilor Comunismului, dacă n-aș putea există doamna trecut. Da, pe doamna Fetea. A militat-o și pe doamna Fetea. Da, ei s-au înființat și azi am avut o expoziție de-a lor. E foarte faină. Realizată, îți amintește de anii 70-80, prin fotografie. Felicitări, domnul director. Continuați și vă rugăm să ne țineți pe noi la cure. Continuăm, o iau așa din dreapta mea. Se întâmplă să fie Marian. Să vorbești despre ce vrei tu, mai scurt despre Camino, că eu știu. Glumesc, bineînțeles. Vorbește despre Camino, despre... Relația cu prietenul tău, Costel, e aici, Costel, mă audă? Da. Despre Camino, e. Da. Da. Și apoi despre cărți. Mai vreau să vă mai spun ceva. M-am uitat, îmi te rog caietul. Mulțumesc. Dragii mei, am intenționat noi cei trei corifei să... N-am reușit anul trecut. Începând de anul acesta, acest caiet este caietul Asociației Culturale Ecor și tabăra de la Poiana Mărului. Fiecare dintre dumneavoastră are rezervat în caiet o pagină în care să scrieți ce vreți și când vreți. Începând din acest moment și până duminică. Când vor, azi și mâine. Și la noapte. Și duminică, poate să scrie când vor. Rugămintea, la care ținem foarte mult, e la final să ne lăsați 4-5 versuri, o poezie, ce vreți voi, gânduri. Ce vreți dumneavoastră, niște gânduri, înainte, după gânduri, să urmeze versurile. Din scrierile domniilor voastre. Eu propun să nu le dăm masa până nu vedem pagina scrisă. Da. Putem să o scriem și verbal? Nu, dacă vrei, ți-o scriu eu și tu îmi dictez. Și pui degetul. Invers. El îți dictează și tu. Da, invers, da, am zis aiure. Da. Vă mulțumesc. Da. Caiene. Ai mâncat o formă de cinism nebănuit la domnul profesor. Da. Dar Vicu vrea să ne spună. Mulțumesc și eu că sunteți aici și mă bucur că suntem contemporani. Chiar mă bucur. Și cât sunt eu de mare, atât am emoții de fiecare dată. Dar nu știu de ce. Nu că e nevastă mea și în sală. Și vreau să... M-a spus domnul director, la anul, dacă suntem sănătoși, să intre în program și o deplasare până pe șantier. Și acum am avut anul trecut printre noi aici pe cineva, domnul Caleve, și vreau să ținem un... Lângă Caleve, eu l-aș pune pe Nicolae Irimia de la Ciclova, pe care l-a scris cu și Nicolae o să recite... Asta nu era în program și nu mai pus. Unde sunt cu drag. Cei care... Unde sunt cei care nu mai sunt, da. Stai să ne gândim puțin la ei și după aia recite. Dumnezeu să-i odihnească. Întrebat am vântul călătorul, bidiviu pe care aleargă norul către albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zis avântul, aripile lor mă doboară nevăzute în zbor. Întrebata minunata ciocârlie, candela ce leagă în întărie unde lemnul cântecului sfânt.
unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocârlia s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric, tainele ascunse în cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița, când va cădea, marele întuneric vei vedea. Dumnezeu să-i odihnească pe toți și pe cei dintre ai dumneavoastră care s-au dus în perioada. Pe care am citit-o pentru prima dată pe unul din părețele în Chișorii, da? Și o dată vă mulțumesc și Firuț nu că ar fi angajat al primăriei, dar trebuie să ne spună că noi suntem cei trei tata Oancea care pe aici, pe acolo, și nu că s-ar pune bine primarul, dar totuși trebuie să ne spună cine ne ajută. Dar cred că vine să-i mulțumim. Da, o să vină și vine, dar... Da, în primul rând mă bucur și eu de prezență, că sunteți prezenți aici. Este ea ca a doua ediție la care am apelat la înțelegerea primarului și cu sprijinul primăriei. Am reușit să organizăm această tabără. Ne dorim să o organizăm în fiecare an de acum înainte. Au existat propuneri din partea noastră, dumneavoastră au fost receptivi, Consiliul Local a fost receptiv, ne-a aprobat fonduri pentru a organiza această tabără. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră. O să aveți ocazia să-l vedeți și pe domnul primar, că vine un pic mai târziu. Mă rog, a fost ocupat cu alte probleme. Sper să vă simțim bine aici și să avem o ședere plăcută. Mulțumesc! Și eu! Mulțumim, Maria! În momentul în care mi-ai dat cuvântul, nu știam ce să spun. Dar ai venit tu cu ideea excepțională de... A fost un moment de reculegere și atunci m-am amintit de domnul Caleve, pe care l-am întâlnit, nu, l-am întâlnit și anterior, dar am stat mai mult de vorbă cu el la trecuta întâlnire pe care am avut-o aici. Așa cum se întâmplă, am schimbat opinii, am schimbat cărți. Eu i-am dat dânsul niște cărți ale mele, dânsul a dat cartea Cronicul Alinării, pe care ulterior am lăsat-o și la Obreja. Și am fost invitat la Obreja, citisem un volum din cele trei volume, care îndoblează undeva la 1200-1400 de pagini chiar. M-a impresionat, am vorbit puțin despre primul volum, cu mențiunea că îmi iau responsabilitatea să citesc și următoarele. De fapt, era o plăcere pentru mine. Cartea chiar este deosebită. Și întâmplarea a făcut după ce am plecat de la Obreja, a dat în mine un virus, cum îi zice asta? COVID. COVID-ul ăsta, da. A dat în mine și m-a fixat acasă, acolo. N-a fost foarte grav, dar nici foarte ușor. Am putut însă să stau să citesc acasă. Și am citit celelalte două volumele dânsului și impresionat de ceea ce citisem, am zis să scriu câte ceva. Am scris o notă de lectură despre cartea Cronicul Alinării, pe care am trimis-o și la revista Reflex din Reșița, am trimis-o și la Actualitatea Culturală de la Lugoș și au apărut acolo. După care, la câteva zile, am aflat că, mă rog, s-a întâmplat nenorocirea, că domnul Caleve nu știa că este în spital. Nu știam că e bolnav, nici dânsul nu știa că sunt eu bolnav. Că a decedat. Mă rog, a trecut ceva timp și mă sună timp și spune, bă, ce mai e, ai primit o cronică în cărțile tale, dar vezi că ce una venită dincolo de... Și spune, ce ai, despre ce vorbim? Și a scris-o Caleve și acum am primit-o. O paranteză, nu numai tu primești, și eu, și, tot vine, tot vine. Da. Și zice, da. De la Caleve. Și nu puteai să primești de la Caleve, pentru că Caleve e decedat de câteva, îngropat de câteva zile. Nu, ce acum chiar am primit. Acum chiar am primit-o. Și a fost fantastic să-mi dau seama că, ulterior, nu el a trimis, vă dați seama. Probabil că a scris nota de lectură, a dat-o cuiva și a demis-o ulterior. Da, după ce. Dar a fost fantastic să-mi dau seama că
în perioada în care, după chestia de la Obreja, eu m-am îmbolnăvit, dânsul s-a îmbolnăvit. Eu am luat cărțile dânsului... Dar mă, tot de COVID? Da, tot de COVID. Eu am luat cărțile dânsului să le citesc, dânsul a luat cărțile mele să le citesc. Eu am scris notă cronică la cartea domnului Sare, dânsul a scris o cronică. Eu am scris-o la revistă, dânsul a scris-o la revistă aici literară. Și au apărut, uite, așa... Și am zis, da, e o chestie... Da, mă rog, ăștia sunt lucruri care se întâmplă, efectiv, în vieții noastre și care îmi dau seama că este important că atunci când suntem împreună să ne acordăm atenția necesară și să înțelegem că fiecare om are povestea lui, că este important să ne cunoaștem și să ne tratăm cu respectul necesar. Dincolo de asta, na, suntem astăzi aici, e un alt moment în viețile noastre, un moment în care, dincolo de aceste momente, de aceste situații care sunt, din păcate, firești, ține de cursul firesc al vieții, noi trebuie să ne continuăm viața. Și suntem aici, avem în jurul nostru, pe această masă, foarte, foarte multe cărți despre care trebuie să încercăm să vorbim. Probabil că fiecare va încerca să vorbească despre cartea lui. Eu voi încerca să spun despre ceva despre revista asta, care este Reștița Literară, și ăsta e ultimul număr care a apărut. Este, mă rog, un rezultat al unei munci făcute de niște oameni, mulți dintre ei, membrii Cenacului Literar, de fapt toți membrii Cenacului Literar sunt unicul, dar în același timp a apărut și cu sprijinul unei organizații non-guvernamentale, Lions Club Reștița Montană, după care de ceva timp, de anul trecut, am reușit să obținem și o finanțare din partea, pe baza unor proiecte, evident, depuse din partea primăriei Reșița. Asta ne dă speranța să credem că revista chiar are viitor și că va reuși să fie din ce în ce mai atractivă pe măsură ce trece timpul. Greutate mare de năpraznicul. Da. Cu siguranță. Unul dintre cele mai importante în apariție, nu neapărat în apariție, în creație, așa, îi aparține lui Tim Rupa. El este cel care încearcă, ne împinge de la spate, strânge materialele, le aranjează în pagină, le trimite către editură. Și uite așa, putem să spunem că am reușit pentru al patrulea an să creăm un mirabil din perspectivă culturală pe care să-l oferim reșiților care sunt interesați de acest aspect. Probabil că ăsta e și motivul pentru care și Reșița și-a îndreptat atenția către noi și de, repet, ăsta este al doilea an, a înțeles că trebuie să ne ajute cu o finanțare care asigură, mă rog, editarea acestei reviste. Mai mult decât atât, nu numai asta, trebuie să spun că în Reșița se întâmplă, avem o perspectivă pozitivă în momentul de față, din punct de vedere cultural. Din acest an am reușit să obținem și o finanțare pentru concursul național de poezie Ion Chitere. Mă rog, pentru că suntem aici, vă spun dumneavoastră tuturor celor care sunteți din alte zone, că este important să vă încurajați pe oamenii care, tineri care sunt ocupați de interesați de literatură, să-și trimită poemele la Reșița, la adresa esaprobanatodemunte@rondiahu.com. Acolo este o echipă care le primește, le, mă rog, monitorizează toate astea. E și o echipă care jurizează toate astea și în final se acordă niște premii importante, zic eu. Importante mai ales din perspectiva în care până acum despre premiul Ion Chitere se vorbește ca fiind un premiu în care nu încap subiectivismele. Adică, domnule, acolo cine câștigă pe merit, ca să zic așa. Bine, dacă are și o relație în jur, continuare. Nu strică. Depinde acum de cine are relație. Dar nu, nu s-a întâmplat. În general, cei premiați au fost oameni. Cred că aș putea să zic eu, să susțin în continuare acest argument prin faptul că premiații au fost, da, o să zic câte
ceva despre asta. Premiații au fost, în general, din zone din afara Reșitei, cu o singură excepție, este vorba de Cristian Bistricianu. Dar când a câștigat Cristian Bistricianu, n-a existat niciun fel de, să zic eu, semn de întrebare, niciun fel de polemică, toată lumea a acceptat că, eu știu, Cristi un om, ar fi trebuit să fie și el aici, din păcate. Noștri cam razul. Am înțeles că este, probleme legate de părinții lui. Dar este unul din oamenii care, clar, a reprezentat un viitor al literaturii, al poeziei din zona Scaponatului de Munte. Și ne-am asumat să premiem oameni din Iași, din Galați, din București, de la Cluj, în condițiile în care tot noi ne-am asumat și ideea ca cei care sunt premiați să fie prezenți, iar noi să le finanțăm deplasarea și costurile de cazare și toate celelalte. Deci nu ne-am făcut socotel din ăștia de genul, hai să alegem pe cineva din zona noastră, că ne costă mai ieftin, ca să zic așa. Arată și cartea. Arăt și cartea. N-a ajuns încă. Dar las, că n-am ajuns acolo. Dar n-am ajuns acolo. Despre premianții la vorba. Anul trecut, la ultimul concurs, am scos și o carte cu cele mai frumoase poezii care au apărut în acest concurs, concurs de poezie, național de poezie Ioan Chichere. Este vorba de 10 din cei 108 participanți. Poeziile a 10 participanți care au fost și printre premianți. E o carte pe care am avut onoarea, ca să zic așa, să o, cum se zice, eu m-am ocupat de editarea ei. Și eu cred că... Și aveți exemplare să dați? Avem exemplare, nu știu dacă am destule acum, dar noi găsim. Câțiva dintre noi o am. Am aici încă vreo 4-5 exemplare, mai sunt în mașină, cred că reușim să... Pentru cei interesați, bineînțeles. Că reușim să asigurăm de toți cei care sunt domni să intre în poziția clăscut. Cum spuneam, anul ăsta a început deja să se trimită poemele pentru concurs. Se va întâmpla lucrul ăsta până prin luna octombrie. În luna octombrie se intră în procesul de jurizare, iar în luna noiembrie, decembrie, facem premierea. Cu ocazia premierii va avea loc și o, să zic eu, și o premiere, o altă premiere a cărților apărute și semnate de către autori din Reșița. E vorba de premiile revistei Reșița Literară. Cam atâta despre chestia respectivă. Ce vreau să mai spun? Da, cu această ocazie va avea loc, tot în această perioadă va avea loc și concursul de proză Gheorghe Zincescu. El, din păcate, este încă la nivel județean, se adresează elevilor și studenților din Cara Severin. Avem, mă rog, speranța că în perioada imediat următoare o să reușim să facem din el un concurs național. Credem că Gheorghe Zincescu merită un astfel de efort din partea noastră, mai ales că se dezvoltă și această perspectivă ca și acest concurs să fie finanțat tot prin proiecte. De altfel, ne-am propus să avem acolo societatea artistică care se numește Propanatul de Munte și care sprijină și funcționarea Cenacului Literar Semenicul. Ne-am propus ca prin intermediul acestui ONG o să organizăm tot ce înseamnă manifestări culturale în Reșița acolo. Nu tot. Tot ce ține de, să zic eu, influența asta a oamenilor care activează în Cenacul Literar Semenicul. Câteva cuvinte despre cărțile tale. Da. Eu scriu în general proză, am 6 cărți scrise, 4 semnate de mine, 2 sunt în, cum se spune, în lucru. Nu sunt în tipar. Sunt împreună în colaborare, sunt în colaborare cu altcineva, unul cu Eugen Cotarce și altcineva, mă rog, o colaborare mai largă. În momentul de față scriu o carte care se numește Până la capăt, sper să o termin până la sfârșitul acestui an. Aici am reușit să aduc prima și ultima carte. Este vorba de Pelerinaj către sufletul meu. Este o carte care a apărut în urma unui, da, n-are sens să mai povestesc, că am povestit și am trecut, un pelerinaj pe care l-am făcut pe caminul francez, care mi-a lăsat niște impresii deosebite, pe care am simțit nevoia să le pun în această carte. Prefațătorul s-a întrebat, da, din dreapta mea. Prefața, cine a scris-o prefața?
Asta îl aduce în testul. Ah, asta e la impasat. Pe sigur, o prefată, doi oameni dragi mie, Radu Cernă, ca să mărturisesc chestia asta, că poate nu știe Radu Cernă cu treaba asta, și o prefată scrisă de către Ion Șpiuvea, un alt om la care fiu foarte, foarte mult, dar care, în păcate, nu este lângă noi, este în Israel acum, și cred că o să-l punem în seara asta, să-i spunem, transmită chiar, chiar noastră, din noastră, din salutările noastre. Salutările noastre. Și ultima carte se numește Decembrie de foc, a apărut anul trecut, tot prin luna decembrie, este un moment important din istoria reșitei. Am scris-o anul trecut pentru că se împlineau 250 de ani de industrie reșiteană, pentru că oamenii au memoria scurtă și pentru că vreau ca un moment, momentul ăsta foarte important din istoria reșitei să nu fie uitat. Este momentul de 1994, când, într-un efort sublim, așa, de solidaritate, peste 30.000 de oameni din Reșița, din cei 70-80.000 care erau atunci prezenți, au stat timp de 9 zile în Reșița și au reușit, într-o manifestare de protest, și au reușit în aceste 9 zile să schimbe întreaga strategie de elaborare acum a metalurgiei. Se întreabă strategie de, da, de elaborare a metalurgiei din România. Până atunci noi apăream Reșița cu 0 tone la producția de oțel. După ce s-a întâmplat chestia asta, am reușit să schimbăm tot ce înseamnă cuptoare Siemens Marken, cuptoare care făceau parte din istoria metalurgiei românești și care nu mai aveau niciun fel de șansă să continue, pentru că eu cheltuiau 1700 de lei ca să produc 1000 de lei. Le-am schimbat cu cuptoare moderne, datorită acolo al muncii de face combinatul siderurgic Reșița trăiește. Trebuie să recunosc că este și o abordare oarecum subiectivă și, mă rog, ține de calitatea mea de lider de sindicat pe care o ocupam atunci și încerc să stric foarte tare în această carte, să spun, măi, fraților, dacă Reșița există, există datorită momentului foarte important pe care și-l-au asumat sindicatele la acea dată. Și nu cred că exagerez, este subiectiv din alte puncte, dar lucrurile care sunt aici sunt argumentate cu documente și e mai mult decât o carte documentară, ca să zic. E o carte care poate fi citită ca și o carte beletristică. Se întâmplă foarte, foarte multe lucruri acolo, care țin de relații interumane, relații sociale, dispute de toate felurile, mă rog, personaje foarte multe angrenate în această discuție, multe dintre ele reale, cunoscute, să zic eu, în societatea românească. Eu cred că e o carte interesantă, mai ales pentru acest spațiu care se numește Banatul Montan. Astea sunt cărțile mele, mai am câteva scrise, dar nu mai contează. Cert este că mai sunt multe alte cărți aici și sunt două foarte, foarte importante. De ce sunt foarte importante? În primul rând, pentru că aparțin unor oameni foarte valoroși și, în al doilea rând, pentru că sunt apariții proaspete, noi. Uite, de exemplu, Costel Stancu, cu Noaptea creioanelor lungi, și despre Costel Stancu n-are sens să mai vorbesc eu, poate să vorbească oricine dintre noastre la fel de bine sau chiar mai bine decât mine, și această carte, cu aia trebuia început. Hai, mă, lăsați, singur convers al lui Nicolae Preda, pe care îl vedeți aici și, despre care cel mai bine, dar eu cred că sunt și alții care pot să vorbească mai bine despre el decât poate vorbi. De exemplu, domnul Deleanu. Decât poate vorbi el. Da, mă gândeam la domnul Deleanu, mă gândeam și la domnul Jurma, care mă gândeam și la Tim Rupa, așa și mai departe. Te rog. Lăsăm asta, nu acum, nu-i momentul. Domnul Jurma, chiar îi mulțumesc la vremea potrivită. A vrut să vină să prezinte cartea și să prezinte cartea și să plece. Credeți-mă că vedeți ce nas mare am, lung, îmi simt, știu cât e de lung și știu cât merit și unde mi-e locul. Vine vremea. Și mai e o carte nouă aici. Care vor fi toate, care acum, acum ajungem acum. Deci despre Nelu Oprișor, îl știm cu toții, dar despre Oprișor va vorbi domnul Remus Georgean. Și după aia vei vorbi și tu, dacă vrei să mai spui. Eu cred că nu se cade să încep eu, pentru că de față aici autorul prefeței și cred că... E dorința autorului. De față, e acolo, da. Ați spus că e un scenare sau ce? E un scenare, da. Nu cred că ar fi trebuit Daniel Marian să înceapă, pentru că el a făcut prefața cărții.
Eu vreau să spun câteva lucruri despre vecinul și prietenul meu, deci deja e un partipri la mijloc. Vreau să spun că a progresat foarte mult de când, față de poezia lui din tinerețe pe care am cunoscut-o eu, dar mi-am notat câteva lucruri, mai ales am zgălit cartea, am notat pe text. Vreau să vă spun că această carte, Firul cu plumb, care dintr-o întâmplare repetă titlul lui Tavi Doctrin, dar titlul le știm cu toții că nu constituie ăsta, cum se cheamă, domnul Rupa. Proprietate intelectuală. Da, deci nu constituie proprietate intelectuală, deci se pot repeta. Drept urmare, și Sorin Titel a făcut aceasta conversă minestea și așa mai departe. Deci poezia din această carte este cuprinsă de freamătul altei lumi. Ai știut asta, Ionule, sau nu ai știut? Și se vede în ea dâra de lumină a Îngerului. Asta nu doar că mie vecin și prieten, dar vreau să vă citesc doar câteva din versurile subliniate de mine, adică mâzgălite pe text, pentru că mi-am permis, fiindcă e cartea mea primită cu dedicație, și am deschis întâmplător domnul coleg la pagina 64 și apoi printre sâni, într-un fel muribunzi, lunecând ochii mei obosiți și flămânzi. Păcătosule ce ăsta. Ia. Vezi, de ne-am fi iubit sub un amurg, am fi fost însetați de lumină așa cum puțini ne mai văd. E toată măzgălită acum, n-am să mă apuc să vă citesc tot ce am reținut eu din carte. La pagina 71 este acea dâră de lumină a Îngerului, zice, mult mai târziu am scris despre toate acestea revendicând într-un fel timpul foștilor zei. Acum vreau să vă spun că eu la pagina 11 am găsit ceva care mie mi-a adus aminte de cartea Ferestrele zidite ale lui Alexandru Vola, nu știu câți dumneavoastră o știți, domnul Deleanu precis o știe. Da, uite că de tei, la pagina 20, vorba Olteanului, pe rochea ta albă cu lilie dansează umbra unui fluture, ce frumoasă ești femeie! Care? Că avem mai multe pe aici, deci tu ce crezi că... A lui, femeia lui. A, femeia lui. Acum cine e păcătos? Toate frumoase. Toate e frumoase. Toate e frumoase. Cine e păcătosul acum? Gura păcătosului adevăr vorbește. Deci cine e cel care ține discurs? În poemul de la pagina 11, Dumnezeule, zice autorul, timpul umblă de sculți, face un pas și încă un pas, timpul trece dintr-o lume în alta neatins de prăpăsti. Prăpăstios, mai ești. Și aici am găsit la mijlocul poemei ca o fereastră cu ochii scoși. De vă spuneam eu că mi-a evocat titlul Ferestrele zidite. Dar vreau să mă folosesc de prilej pentru că sunteți aici poeți notorii și renumiți de pe toate meridianele globului. Vreau să vă spun părerea mea despre poezia de astăzi. Fără nicio legătură cu ce am spus până acum, cu poezia lui Ionel Oprișor sau Neluțu, vreau să vă spun că noi, poeții, în frunte cu Costel Stancu, că e în fața mea, că ne-am obișnuit în secolul 21 să creăm un limbaj